Caz cutremurător în România. Un bărbat care suferea de leucemie a murit în așteptarea tratamentului, deoarece medicamentul de care avea nevoie nu era pe lista compensatelor. După ce Alianța Pacienților Cronici a prezentat povestea bărbatului, Ministerul Sănătății a anunțat că va introduce noi medicamente oncologice pe lista celor compensate. Pacientul diagnosticat cu leucemie cronică a murit din cauza birocrației din România. Singurul tratament care l-ar fi ajutat pe bolnav nu era inclus în lista medicamentelor compensate și gratuite. Pentru că nu și-ar fi permis să și-l cumpere, bărbatul a dat statul în judecată, dar s-a stins din viață 2 zile mai târziu după ce a depus dosarul în instanță. Singurul medicament care l-ar fi ajutat a fost deja avizat de Agenția Națională a Medicamentului, însă hotărârea de guvern pentru includerea lui pe lista medicamentelor compensate și gratuite nu a fost aprobată încă. Pacienții care suferă de boli cronice ar putea să beneficieze de 12 noi medicamente oncologice gratuite sau compensate începând cu luna august, dacă hotărârea de guvern va fi adoptată. Ministerul Sănătății a precizat că aprobarea acestei hotărâri a fost întârziată pentru a putea introduce în listă cât mai multe astfel de medicamente. Dacă la început lista cuprindea doar 3 medicamente oncologice, acum sunt 12 astfel de medicamente pe listă. Între timp, mii de pacienți a căror viață depinde de aceste medicamente plătesc cu viața din cauza birocrației.